Mulțumesc, doamna președintă. Vreau să reiterez unele dintre ideile spuse de colegul de la USR și să îi garantez colegii de la AUR că nu este niciun boicot al proiectelor legislative ale colegilor din respectivul partid. Dar trebuie să admitem că sunt foarte multe concursuri care nu fac altceva decât să monetizeze vanitatea unora și altora care vor să câștige premii. Și uneori se și plătește participarea la respectivele, sunt chiar business-uri. Ar fi culmea ca din bani publici să se plătească deplasarea tuturor, așa cum prevede respectiva propunere legislativă, la acele concursuri, la festivitățile de premiere. Există un filtru pentru genul acesta de finanțări, este Ministerul Educației, care are un calendar de activități pe care, la care participarea este finanțată. Cred că modul în care este în acest moment dat reglementată situația este perfect. Mulțumesc frumos!